tentația de a folosi în limbajul curent termeni mai pretențioși o au mulți vorbitori. Acest fapt se explică în primul rând prin impactul puternic al mass media. Unul dintre anglicismele la modă este verbul a se focusa. Este corect oare să spunem mă focusez pe? Să vedem ce ne spune Dexul de pe stradă. A se focusa este a se concentra, adică are mai multe sensuri, de exemplu, pentru ca fotografia elaborată să se primească una destul de bună, este nevoie de a focusa lumina. A se concentra? Eu mă concentrez asupra învățăturii? Eu mă focusez asupra învățăturii? A se concentra pe ceva și a fi concentrat la ceva. A se focusa la cameră, poate să fie camera, a se focusează. A se focusa poate să fie un sinonim, a se concentra. Sunt focusat pe tema la matematică. A se focusa, a se concentra. A fi concentrat. Eu m-am focusat la lecție. A se concentra pe anumite chestiuni. A se concentra, a se gândi, a medita. Eu așa înțeleg sensul cuvântului, a se focusa. Programatorul avea nevoie să se focuseze pentru a rezolva algoritmul. A se focusa când, dacă zicem electronic, o cameră se focusează pe un obiect. A se focusa fi... era să răspund tot cu aceeași, a fi focusat, a fi... A se focusa pe un anumit domeniu, adică toată atenția este spre un anumit detaliu. El se focusează doar pe lucruri pozitive. A se focusa înseamnă a se concentra. A se focusa. A se concentra pe un anumit obiect sau lucru. A focusa înseamnă... Fi focusat înseamnă a sta... Adică înseamnă a sta focusat pe un obiect, adică a fi atent. Deși îl auzim foarte des în propoziții de genul părinții și-au focusat atenția asupra dezvoltării artistice a copiilor, momentan trebuie să ne focusăm pe campania de vaccinare. În discursul său s-a focusat pe o anumită categorie de oameni. Verbul a se focusa nu există în dicționar. Este vorba despre o adaptare a englezescului to focus, a se concentra. În limba română este însă cuvântul a focaliza, cu semnificația a face să treacă printr-un singur punct toate razele unui fascicul. Chiar dacă pare un termen mai degrabă științific, poate admite și un sens figurat. Așadar, vom folosi sinonimele acestuia. A se concentra, a se polariza, a se axa. Reformulăm propozițiile de mai sus. Părinții și-au concentrat atenția asupra dezvoltării artistice a copiilor. Momentan, trebuie să ne axăm pe campania de vaccinare. În discursul său, s-a concentrat pe o anumită categorie de oameni. În concluzie, este bine că atunci când în limba pe care o vorbim există diverse posibilități de exprimare, să evităm preluarea mecanică a unor cuvinte inutile. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.